Ora 15, doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Ștefan Pășcuță, bine v-am găsit la știri. Criza COVID se adâncește în capitală, unde autoritățile au anunțat, cel puțin pentru moment, că nu vor lua măsuri mai stricte, că nu se impune carantinarea, făcând însă un apel ferm la respectarea cu atenție a celor existente. În ce privește coșurile de mână pentru cumpărături, acestea nu vor fi scoase din magazine, așa cum s-a vehiculat, ci vor putea fi utilizate în continuare cu respectarea regulilor de igienă a mâinilor. Mai mult, reprezentanții supermarketurilor cer chiar o relaxare a măsurilor, mai ales în perioada sărbătorilor. La acest moment nu se au în vedere alte măsuri, însă în mod categoric vom intensifica controlele și vom supraveghea intens modul în care sunt respectate măsurile aflate în vigoare la acest moment. Există și astfel de discuții și astfel de solicitări și le-am explicat și așa cum bine știți și astfel. Programul de funcționare al magazinelor este reglementat normativ printr-o hotărâre de guvern, prin acea hotărâre de guvern prin care a fost prelungită starea de alertă, astfel că noi, ca și Comitet Municipal, nu putem să intervenim peste această hotărâre de guvern. La acest moment, nu este nevoie să apreciem că nu este nevoie să luăm alte măsuri. O decizie de carantinare se ia în funcție de mai mulți indicatori. La acest moment nu suntem în situația în care să discutăm de această măsură. Dacă, Doamne ferește, vom ajunge în această situație, în mod clar va fi luată și o asemenea măsură. În acest moment nu se impune carantinarea Bucureștiului și nu am luat în discuție această soluție. Cifrele sunt îngrijorătoare de la început și, așa cum a spus și domnul prefect, vorbim de un platou, avem o medie de 1700 de persoane care sunt depistate pozitiv zilnic. Am avut o perioadă în care majoritatea dintre noi am trecut prin câteva zile libere, destul de multe, motiv pentru care luăm în calcul și acest aspect. Pentru această perioadă, obiectivul este de a încerca să asigurăm conformitatea măsurilor existente și poate mai puțin de a lua măsuri suplimentare. Referitor la problematica coșurilor, care știu că a suscitat un anumit interes, încă o dată spunem că nu este vorba de vreo interzicere a acestora. Acestea vor continua să fie folosite. Cumva rămâne la aprecierea organizării interne a magazinelor modalitatea în care acestea vor contribui la îndeplinirea și altor scopuri decât acela pentru care aceste coșuri există, și anume acela de a face cumpărăturile. Într-un moment în care există mai multă lume în magazin, pot fi un mijloc, mă refer la cele cu rotile în special, pot fi un mijloc care pot asigura suplimentar sau poate pot reuși în mod mai strict să asigure acea respectare a distanțării între consumatori. Așadar, au fost ședințe peste ședințe astăzi, atât la guvern cât și la Primăria Capitalei, însă deocamdată nu au fost anunțate decizii clare privind limitarea răspândirii noului coronavirus. Asta deși rata de infectare a depășit 7 cazuri la 1000 de locuitori, cea mai mare incidență din ultimele 2 săptămâni. Nu mai sunt locuri nici la terapie intensivă, unde în toată țara sunt internați acum 1299 de pacienți, cu un record absolut. Colega mea, Bianca Ogarcă, ni se alătură chiar acum în direct cu mai multe informații despre acest subiect. Bianca, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit! Ședința de aici, de la Primăria Capitalei, a durat mai bine de 2 ore. Rând pe rând, reprezentanții marilor lanțuri de magazine au discutat cu autoritățile locale dacă se impun noi restricții. Asta în contextul epidemiologic actual, de altfel, potrivit ultimelor date, în capitală, rata de infectare a depășit 7 la 1000 de locuitori, iar în ultimele 24 de ore aproape 2000 de oameni au aflat că s-au infectat cu noul tip de virus. Cu toate acestea, prefectul capitalei, Traian Berbeceanu, anunța în urmă cu scurt timp că nu se impune deocamdată carantinarea capitalei, iar această decizie a fost luată și după discuțiile cu cei de la DSP, care de altfel au fost aici la ședința de la Primăria Capitalei. Cu privire la magazine, deocamdată nu se impun restricții noi, însă spuneau autoritățile locale faptul că reprezentanții centrelor comerciale trebuie să se organizeze în așa fel încât aceste centre comerciale să nu se aglomereze, mai ales în această perioadă când, știm foarte bine, chiar este luna cadourilor.
Mulțumim, Bianca, pentru aceste informații. Vorbim așadar despre situația alarmantă din capitală cu domnul Adrian Marinescu, medic primar la Institutul Matei Balș din capitală. Bună ziua, domnule doctor, și mulțumim pentru intervenție. Da, cu plăcere. Spuneți-ne, vă rog, așadar avem o rată de infectare de 7, am trecut de o rată de infectare de 7 la 1000 de locuitori, cu peste 1800 de cazuri astăzi confirmate. Ar trebui sau nu carantinarea capitalei? Vreau să cred că nu ar trebui. Oricum e clar că este în topul zonelor roșii capitala, și atât de câteva săptămâni. Dacă urmărim cifrele, o să vedem că deși există un oareșice echilibru la nivelul numărului total de cazuri, acest lucru nu se întâmplă și când vorbim de noi de cazuri din capitală. Și ați văzut că în mod constant avem peste 1500 de cazuri, chiar spre 2000. Și asta înseamnă o presiune uriașă la nivelul spitalelor, mai ales că e vorba de un număr mic de spitale, cele care sunt în circuitul COVID, sunt doar câteva. Eu cred, când spuneam că nu mă gândesc la carantină, vreau să cred că există și alte măsuri, ca de exemplu testarea care să fie clar extinsă, vorbim de capitală în primul rând. În felul acesta, pacienții care sunt pozitivi sunt diagnosticați, sunt izolați, persoanele care sunt în contact sunt izolate și în felul ăsta putem să limităm fenomenul. Voiam să vă mai întreb ce credeți că se va întâmpla până de Crăciun. Avem șanse să scădem din aceste numere, practic, zilnice? Asta vă spuneam, dacă mergem pe varianta de a nu testa și să avem strict măsurile de acum, va fi destul de greu. Mi-aș dori să se întâmple așa, dar eu cred că fără testare nu vom avea cifre care să fie într-adevăr mult mai bune. Atunci presiunea va rămâne în mod constant. Ce se întâmplă în acest moment la secția ATI de la Balș, de exemplu? Mai transportați pacienți și în alte părți din țară? Se întâmplă exact ce să fie aceeași situație care e de câteva săptămâni. Noi lucrăm la capacitate maximă. În momentul în care se liberează un loc, există cereri, în primul rând, din spital, pentru că sunt pacienți cu forme severe, dar și din afara spitalului. Încercăm să facem în așa fel încât să nu fie nevoie să transferăm pacienții. Adică să ne echilibrăm, dar e greu, pentru că, din păcate, cei mai mulți dintre pacienții noștri au forme medii și forme severe și sunt cu risc de a dezvolta și o formă critică la un moment dat. Ce le recomandați oamenilor dacă au simptome să se prezinte la medic și când? Cu siguranță că să nu se prezinte la medic, să ia legătura cu medicul de familie, în primul rând. Dacă au urgență, într-adevăr, starea generală este proastă și sunt niște lucruri notabile, așa cum se întâmpla și în caz de gripă și în cazul altor infecții, atunci vor lua legătura prin serviciul 112. Dar eu cred că este important, dacă nu sunt urgențe medicale, să se ia legătura cu medicul de familie, care va stabili dacă persoana respectivă are de ce să meargă la o evaluare la spital sau poate să fie monitorizată acasă. Da, mulțumim pentru aceste lămuriri. A fost domnul Adrian Marinescu, medic primar la Institutul Matei Balș. Mergem mai departe. Starea de alertă va fi prelungită cu alte 30 de zile din 14 decembrie și vor rămâne în vigoare inclusiv în perioada Crăciunului și a Revelionului, aceleași restricții valabile acum, între care carantina pe timp de noapte. În cadrul ședinței de guvern, premierul interimar a spus răspicat că nu se pune problema unui lockdown, însă a subliniat că trebuie luate măsuri urgente, atât în capitală cât și în mai multe județe în care rata de infectare atinge cote alarmante. Infirmăm și fake news-urile prin care se anunța că se intră în lockdown din nou. Avem o cifră constantă a cazurilor de pozitivare. Totuși, din discuția și analiza pe care l-am avut legate de acest subiect, avem o creștere de până la 35 de localități carantinate. Și de asemenea avem o situație pe care de asemenea va trebui să o discutăm și să o analizăm, legată de creșterea numărului de pozitivări la nivelul capitalei. Și secretarul de stat în MEAI, Raed Arafat, spune că situația din capitală este alarmantă, iar Bucureștiul ar putea intra în carantină. Domnule prim-ministru, la nivelul Bucureștiului, dacă luăm din data de 6 decembrie până în ziua de astăzi, avem un număr de 9070 de cazuri până în ziua de ieri, mă scuzați, 9070 de cazuri suplimentare care au apărut. Asta va însemna că o să avem o presiune mai mare pe sectorul medical
în zona Bucureștiului și zonele probabil limitrofe și poate că va fi nevoie să continuăm să transferăm pacienți și în alte părți care au presiunea mai mică. Incidența nu este singurul factor care este luat în decizii de măsuri. De exemplu, măsura carantinării. Există o listă de factori care este emisă de INSP, de Institutul Național de Sănătate Publică, și ei verifică acești factori în fiecare zi în baza incidenței care există la acest moment în București. Premierul interimar Nicolae Ciucă a vorbit despre noile măsuri care vor fi luate după redeschiderea piețelor. Piețele vor fi deschise, motiv pentru care, așa cum am discutat, o să rog ANSVSA-ul și structurile Ministerului Afacerilor Interne să își coordoneze activitățile astfel încât să putem să avem o monitorizare a tot ceea ce înseamnă activitatea în piețe pentru a putea să evităm partea aceasta de răspândire a virusului. Brancardierul care a deconectat de la aparate o pacientă de la spitalul COVID, Victor Babeș din Capitală, este considerat suspect și este cercetat acum pentru ucidere din culpă. Anchetatorii de la Serviciul Omoruri au fost la spital, au ridicat mai multe acte și au audiat mai multe persoane. La solicitarea Ministrului Sănătății, Nelu Tătaru și DSP face controle pentru a verifica procedurile de lucru. Este o situație care se încadrează în paradoxurile medicinei contemporane și mai cu seamă în paradoxurile medicinii acesteia din zilele noastre în situații de pandemie. Înainte va trebui să existe o anchetă a Colegiului Medicilor care să stabilească, a Colegiului Teritorial, a Colegiului București, care să stabilească în primul rând dacă există vreo implicație a unui membru al Colegiului, a unui medic. Dacă un medic a făcut o delegare de sarcini în calitatea sa de comitent către un presupus. Femeia care și-a pierdut viața avea 65 de ani. Era într-o stare extrem de gravă, intubată și ventilată mecanic. Specialiștii spun că nu era treaba unui brancardier să deconecteze un pacient de la aparate. De acest lucru se ocupă cei cu pregătire specială. Teoretic, sarcina revine asistentelor care sunt de serviciu. Rolul unui brancardier este doar de a transporta persoana decedată din secție la morga spitalului. Dacă medicul a făcut delegarea de sarcină și avea dreptul să o facă, mă rog, dacă acela la rândul lui avea calitatea să execute gestul pe care a fost pus. Cercetările vor fi în felul acesta, să se afle dacă există un medic care este împricinat în mod direct și vădit în această speță. Anchetatorii anunțați de conducerea spitalului au deschis un dosar penal. Managerul spitalului Victor Babeș din Capital a declarat că cercetările autorităților trebuie să constate care dintre cele 7-8 persoane care se aflau în secția ATI la acel moment este răspunzătoare. DSP va face și o evaluare a atribuțiilor din fișele de post. Spitalul Victor Babeș este una dintre principalele unități sanitare unde încă de la începutul pandemiei sunt tratați pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Scandalul gunoiului din sectorul 1 continuă. Mormanele de gunoaie au inundat străzile în urma unui conflict dintre noul primar, Clotilde Armand, și compania de salubritate Romprest. După ce primarul Clotilde Armand a anunțat că nu va plăti servicii făcute doar pe hârtie, compania Romprest a reacționat. De mai multe săptămâni în sectorul 1, atât bulevardele mari, cât și străzile secundare sunt inundate de mormane de gunoi. Compania de salubrizare Romprest a anunțat că nu mai ridică depozitele necontrolate de deșeuri, adică tot ce aruncă oamenii pe stradă la întâmplare, deoarece primăria sectorului 1 nu a mai plătit de 4 luni facturile. Locuitorii din sector sunt disperați, iar mirosul este tot mai greu de suportat. Pe pagina edilului curg mesajele de revoltă. Până lămuriți cu Romprest, faceți o achiziție cu altă firmă, nu se poate așa. Rușine să vă fie, cum a ajuns să arate sectorul ăsta, cufundat în munți de gunoaie. Este un alt comentariu al unui cetățean din sectorul 1. Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat că a solicitat companiei de salubritate Romprest refacturarea serviciilor prestate pentru a intra în legalitate. Edilul a explicat că nu poate plăti niște servicii prestate doar pe hârtie. Cetățenii nu merită să fie victimele unui fals război între prestatorul de servicii de salubrizare care forțează nota și modifică tarifele după cum dorește și autoritatea locală. Din respect pentru banii comunității locale, nu pot plăti niște servicii prestate doar pe hârtie, a declarat edilul sectorului 1.
În replică, cei de la Rompresto contrazic pe Clotilde Armand și arată că toate facturile sunt legale. În cazul contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu public, tarifele sunt aprobate de către autoritate, conform prevederilor contractuale, prin act adițional la contract aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Operatorul delegat este obligat să factureze prestația în baza acestor tarife aprobate legal, aflate în vigoare. Facturile sunt deci emise în deplină legalitate, scriu cei de la Romprest într-un comunicat. În continuarea comunicatului, compania de salubrizare îi cere primarului să nu mai arunce acuzații nefondate în spațiul public. Între timp, poliția locală sector 1 a început o amplă acțiune de identificare a deșeurilor depozitate ilegal și de informare a cetățenilor și agenților economici în privința obligațiilor legale. Și primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, spunea recent că primăria sectorului 1 trebuie să onoreze contractul care este în vigoare cu firma de salubritate și să se asigure că gunoiul este ridicat de pe străzi. Iar scandalul gunoaielor lăsate pe străzile din sectorul 1 al capitalei se extinde. Garda de Mediu verifică contractele încheiate de firma de salubrizare care deservește sectorul 1 după ce firma de salubrizare Romprest a refuzat să mai ridice gunoiul întrucât noul primar USR Clotilde Armand nu a mai efectuat plățile aferente. De cealaltă parte, reprezentanții Romprest spun că toate contractele sunt legale și cer banii de la primăria condusă de Clotilde Armand. Cu toate detaliile vine chiar acum în direct prin telefon colega mea Liliana Năstase. Bun găsit, Liliana, ce spun autoritățile de mediu? Te ascultăm, ești în direct. Bun găsit, chiar această dimineață echipe din cadrul Comisariatului Gărzii de Mediu a municipiului București au efectuat o serie de verificări, inclusiv la administrația condusă în acest moment de Clotilde Armand. De altfel, sunt verificate mai multe contracte, dar și toate contractele încheiate între primăria sectorului 1 și compania Rompres, companie care ne asigură curățenia în sectorul 1. Asta după ce scandalul a izbucnit între Rompres și primar Clotilde Armand, iar compania a decis să nu mai ridice gunoiul aruncat la aruncare de locuitorii sectorului 1 pe domeniul public. De altfel, din imagine ați putut vedea că trotuarele din sectorul 1, 2 pași de guvernul României sunt încă mânci de gunoaie. Conform reprezentanților Gărzii de Mediu, se fac verificări în acest context, iar Comisariatul Municipiului București a adevărat un control la cărui rezultat îl vom afla mai probabil săptămâna viitoare, el fiind în desfășurare. Nu este vizată numai primăria sectorului 1, ci sunt verificate toate contractele, autorizații, documentele întregii situații de la sectorul 1, dar și din alte sectoare. Iar ulterior vor fi luate în considerare toate aspectele, astfel încât să se ajungă la concluzie ea în sectorul 1 să fie ridicate tonele de gunoi care, așa cum puteți vedea din imagini, zac pe trotuare. Senior editor B1 TV, Liliana Năstase, mulțumim pentru informații. Continuăm știrile. Zeci de mii de bucureșteni au tremurat săptămâni întregi în apartamente din cauza unei avarii și mai au de suferit, spune ministrul Energiei Virgil Popescu. O parte dintre bucureșteni își vor petrece sărbătorile sub plapumă sau lângă calorifelele electrice, deoarece problema căldurii și apei calde nu poate fi rezolvată atât de repede. Alimentarea cu energie termică a fost dată peste cap după ce o pompă de la CET Sud a crăpat. Pompa era din anii 60 și nu a putut fi modernizată, deoarece Elcen, aflată în insolvență, nu a putut lua bani europeni, iar situația este departe de a fi rezolvată. Bucureștenii trebuie să știe că totul pleacă de la rețeaua primară a municipiului București. Eu spun acest lucru încă de când am venit la guvern acum un an de zile, am spus acest lucru și o să-mi spun acest lucru. Trebuie să găsim soluții în așa fel încât să mărim capacitatea de producere a energiei termice în București pentru a suplini aceste pierderi imense care sunt în rețeaua de termoficare, pentru că iarna asta, vrem nu vrem, trebuie să o trecem așa. Deși este posibil ca până luni totul să revină la normal la CET Sud, autoritățile se așteaptă ca și alte conducte să cedeze. În cadrul briefingului ce a avut loc la Palatul Victoria, primarul capitalei Nicușor Dan a vorbit despre modernizarea rețelei termice. Unul din
obiectele discuției pe care le-am avut cu primul ministru a fost reconfirmarea planului pe termen lung de redresare a sistemului termic al municipiului București, adică în zona de producție, așa cum a spus domnul ministru, 370 de milioane de euro pentru centrale noi. Se pot să faci înlocuiri pe rețea de avarie, care sunt obligatorii, adică sunt găuri mari la care apar, ceea ce termoenergetica face azi. Premierul interimar Nicolae Ciucă spune că primăria capitalei va fi sprijinită de guvern pentru a rezolva cât mai repede problema căldurii și a apei calde. Vom aloca banii necesari primăriei capitalei ca să poată să achiziționeze acest serviciu din mediul privat și astfel echipele Elcen împreună cu cele de la termoenergetica să poată să fie permanent în teren și să scurtăm cât de mult se poate timpul în care cetățenii nu vor avea apă caldă și căldură. Mâine încep oficial negocierile pentru formarea majorității parlamentare și pentru viitorul guvern. Surse politice susțin însă că PNL nu dorește să renunțe la controlul asupra guvernării și mai ales la ministerele esențiale. La rândul său, USR Plus ridică pretenții mari. De exemplu, vrea cel puțin unul dintre ministerele cheie din guvern, justiție sau finanțe. Gabriela Del Pupo știe mai multe despre negocierile din plan politic. Bun găsit, Gabi! Cum ar putea arăta noul executiv? Ești în direct, te ascultăm! Bun găsit, într-adevăr, deocamdată astăzi au loc discuții informale în cadrul partidelor, tensiune mare aici la sediul PNL unde mă aflu eu. Bineînțeles, echipele de negociere se pregătesc intens pentru discuțiile de mâine cu celelalte partide. Au anunțat componența echipelor de negociere și cei de la USR Plus. Cel mai probabil vom avea un guvern suplu, exact cum a fost cel din guvernarea Orban, cu 16 sau maximum 18 ministere, dacă ne gândim că cel al comunicațiilor ar putea să fie desprins din nou de Ministerul Transporturilor, bătălie mare pe anumite portofolii, cum ar fi cel de la dezvoltare, unde atât cei de la USR vor să-l propună pe Ionuț Moșteanu, cât și cei de la PNL au mai multe propuneri, printre care și Florin Roman este vehiculat și numele Ralucăi Turcan, de altfel ea se află și pe lista de la educație, unde mai avem o propunere și din partea UDMR. Portofoliul de la educație însă nu este foarte râvnit. În ceea ce privește justiția, avem o bătălie în propuneri. PNL ar merge în continuare cu Cătălin Predoiu, pe când cei de la USR l-ar propune pe Stelian Ion. Ministere unde, sigur, PNL nu va avea concurență, sunt cel al afacerilor externe, unde cel mai probabil va rămâne Bogdan Aurescu, cel al transporturilor cu Lucian Bode și USR ar mai putea primi Ministerul Mediului. De asemenea, cei de la UDMR sunt vizați pentru Ministerul Culturii, dar și cel al Sănătății, pentru că au mai deținut aceste portofolii în trecut și au experiența aceasta, deși chiar ei au spus că nu doresc neapărat ministerele pe care le-au mai avut în trecut. Vom vedea exact după discuțiile de mâine dimineață, care vor începe pe la ora 9, cum se va face această structură, care s-a anunțat încă dinainte, va cuprinde cam 10 portofolii pentru cei de la PNL, 6 pentru cei de la USR și 3 pentru cei de la UDMR. Urmează să discute echipele de negociere și care ministere vor fi adăugate acestui portofoliu de 16 ministere pe care l-a avut guvernul Orban. Se vehicula la un moment dat și cel de la turism, dar se pare că nu este cazul. Peneliștii, în schimb, în ceea ce privește finanțele, se pare că nu sunt dispuși să renunțe și nici cei de la USR care vor să-l propună pe Claudiu Năsui. Deci va fi o luptă crâncenă acolo. Gabi Del Pupo, în direct de la sediul PNL, mulțumim pentru informații. Pe de altă parte, Marcel Ciolacu continuă seria atacurilor la adresa președintelui Klaus Iohannis. Președintele socialdemocraților susține că, citez, noul CDR moșit, pe lângă Constituție de președintele Iohannis, luptă doar pentru funcții, dar încă nu s-a auzit nicio măsură concretă pentru combaterea pandemiei de COVID-19.
Nu au înțeles nimic din votul de blam dat de români pe 6 decembrie la adresa lor. Alegerile au trecut, dar problemele românilor au rămas, iar fiecare zi de inacțiune doar le multiplică. Spitalele sunt în continuare supra-solicitate, educația copiilor este în continuare abandonată. Drama românilor care au rămas fără locuri de muncă se adâncește. Gașca pierzătorilor este prea ocupată să-și împartă funcții pentru a vedea care sunt adevăratele priorități ale românilor, a scris Marcel Ciolacu pe contul său de Facebook. Totodată, președintele PSD a făcut o listă cu prioritățile actualei guvernări și spune că PNL și USR negociază pe ascuns viitoarele funcții, în loc să se ocupe de problemele arzătoare ale țării. Au expediat pe ascuns problema școlilor, au prelungit și înăsprit rapid restricțiile pentru a avea timp să-și împartă ce nu au câștigat, chinuindu-se să încropească majorități care nu vor funcționa niciodată. Când cea mai rapidă, normală și eficientă soluție pentru a rezolva criza gravă de sănătate în care ne aflăm acum este chiar sub ochii lor, dar se fac că nu o văd. Alexandru Rafila a mai scris Ciolacu pe pagina sa de socializare. Zilele trecute, liderul social-democraților a trimis scrisori ambasadelor și liderilor politici de stânga din Europa, în care s-a plâns că președintele Klaus Iohannis nu vrea să numească un premier de la PSD. Marcel Ciolacu le-a cerut acestora sprijin public până la consultările care vor avea loc luni la Palatul Cotroceni. Schimbăm acum registrul. Scene halucinante în Argeș. O femeie în vârstă de 65 de ani din Pitești a fost reținută pentru 24 de ore și este cercetată penal pentru că ar fi exercitat fără drept profesia de medic și ar fi sequestrat două persoane în cabinet pe care mai apoi le-a și agresat. Falsul medic ginecolog va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pitești cu propunere de arestare preventivă. Supărată că una dintre pacientele sale nu vrea să plătească onorariul pe care l-a considerat piperat, falsul medic le-a sechestrat și agresat atât pe pacientă cât și pe sora ei. În calitate de medic, după exercitarea unui act medical, o femeie de 65 de ani din Pitești nu s-ar fi înțeles cu pacienta în privința onorariului, împrejurare în care ar fi încuiat-o alături de persoana care o însoțea în sala de așteptare a cabinetului medical, iar ulterior le-a și agresat fizic. Persoanele vătămate au reușit să părăsească cabinetul ca urmare a intervenției unui martor, însă medicul a refuzat să-i restituie pacientei rucsacul în interiorul căruia avea mai multe bunuri. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor, iar în urma percheziților s-a dovedit că ginecologul ar fi exercitat fără drept profesia de medic. S-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate, tâlhărie, lovire sau alte violențe și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. După administrarea probatoriului, femeia a fost reținută pentru 24 de ore. Femeia care lucra ca medic ginecolog nu deține un certificat avizat de membru al Colegiului Medicilor din România. Scandal într-o piață din Oradea, unde o femeie care nu purta mască a fost imobilizată și încătușată de polițiști. A refuzat să se legitimeze și a încercat să fugă. Imaginile au ajuns acum pe rețelele de socializare și au împărțit internauții în două tabere. Nu vă este rușine, domnilor. Nu vă este rușine, ce faceți? Dar de ce, doamnă? De ce vă lua? Scene halucinante și în timpul unei ore online, un profesor de chimie de la un liceu din Alexandria a fost filmat în timp ce a țipat la o elevă și i s-a adresat cu apelativul idiotă. Conducerea liceului a anunțat că a deschis o anchetă și că până acum nu au mai existat reclamații la adresa dascălului. Scenele au fost filmate în timpul unui curs online ținut de un profesor de chimie de la liceul Alexandru Ghica din Alexandria. Pe înregistrare se aude cum cadrul didactic strigă la una dintre elevele sale de clasa a 10-a și îi se adresează cu un limbaj suburban. La un moment dat, profesorul își iese din fire și îi spune elevei că este idiotă. Directorul liceului din Alexandria susține că nu știe nimic despre incident și că până acum nu a primit nicio sesizare cu privire la comportamentul profesorului de chimie, care lucrează la această unitate încă din 2005.
Nu am avut niciodată nicio plângere că ar jigni, că ar vorbi vulgar cu copiii. Este un profesor care își ține orele conștiincios. Nu au fost reclamații cu privire la dânsul, a declarat Silvia Păun, directorul Liceului Teoretic Alexandru Ghica din Alexandria, care a mai precizat că va deschide o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în timpul orei de chimie. Profesorul, care are 38 de ani vechime în învățământ, a obținut 87,5 puncte la concursul pentru acordarea gradației de merit de anul acesta, cel mai mare punctaj fiind 142,5. Un nou cod de galben de vreme rea va intra în vigoare începând de mâine dimineață. Meteorologii avertizează că vor fi ninsori abundente în mai multe zone din țară, iar unde nu va ninge, va ploua torențial. Încercăm să aflăm chiar acum mai multe de la doamna Oana Catrina, meteorolog de serviciu ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție! Bună ziua și bine v-am găsit. Într-adevăr, ținând cont de situația preexistentă, faptul că în ultimele 48 de ore a plouat însemnat cantitativ în zonele subcarpatice ale Olteniei, ale Munteniei, au fost cantități importante de apă înregistrate și în zonele montane, dar și ținând cont de evoluția probabilă a fenomenelor meteorologice așteptate în următoarele mai bine de 24 de ore începând de mâine, Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare meteorologică cod galben, ce va intra în vigoare mâine dimineață la ora 8 și este valabilă până duminică 13 decembrie la orele 10 dimineața. Sunt vizate nordul Moldovei și sud-vestul nordul Munteniei și sud-vestul Moldovei, unde sunt așteptate ploi importante cantitativ, și pe cealaltă parte Carpații Meridionali și de Curbură, unde la altitudini de peste 1700 de metri sunt așteptate ninsori abundente, strat de zăpadă consistent și intensificări temporare ale vântului. Cu alte cuvinte, spuneam, de mâine dimineață de la ora 8 și până duminică la ora 10 dimineața, în nordul Munteniei și în sud-vestul Moldovei, cu precădere în zona subcarpatică și la altitudini mai mici de 1700 de metri, vor predomina ploile. Acestea vor fi în general importante cantitativ și se vor acumula peste 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. În zona Carpaților Meridional și de Curbură, în general la altitudini de peste 1700 de metri, va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, iar temporar în zona montană înaltă, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de peste 70-80 de km pe oră, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea va fi scăzută. Totodată trebuie să precizăm faptul că mâine temporar va ploua în majoritatea regiunilor, însă în cele sudice și estice se vor acumula cantități de apă ce vor depăși pe alocuri 15-20 de litri pe metru pătrat. Așadar va ploua și în capitală. Și aspectul vremii în zona municipiului București, unde mâine, mai ales pe parcursul zilei și în orele serii, va ploua, ploile vor fi moderate, iar în medie se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul nu va crea mâine probleme în capitală, acesta urmând a sufla slab și moderat, cu viteze la rafală de 30-35 de km pe oră, iar sub aspect termic, valorile de temperatură ce urmează a se înregistra atât pe parcursul zilei cât și noaptea vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru perioada în care ne aflăm, astfel că în orele amiezii se vor înregistra 8-9 grade, iar pe parcursul nopții 5-6 grade. Mulțumesc foarte frumos pentru aceste informații. A fost doamna Banacată. Atenție la cumpărăturile pentru masa de sărbători. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului avertizează pe români că trebuie să fie foarte atenți la produsele alimentare aflate la promoție. Unei operatori economici vor profita de această perioadă pentru a-și vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea și de vechimea acestora, avertizează ANPC. Atenție la ceea ce cumpărați zilele acestea. Avertismentul este lansat de Protecția Consumatorului, care îi sfătuiește pe români să acorde o atenție sporită la achiziția produselor alimentare, mai ales în cazul așa ziselor oferte promoționale. ANPC le reamintește cumpărătorilor că decembrie este luna în care vânzările cresc substanțial și că unii operatori economici vor profita de această perioadă pentru a-și vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora. Să fie atent la ofertele promoționale, să fie atent dacă prețurile afișate la raft sunt aceleași cu cele marcate pe bonurile de casă. Consumatorii trebuie să acorde o atenție deosebită la achiziția produselor alimentare, având în vedere că în această perioadă
cererile sunt foarte mari. În primul rând mă refer la produsele alimentare, cele din carne și produse din carne, la produsele din lapte, produse lactate, produse congelate, produse de patiserie, precum și produse din ciocolată. Românii trebuie să verifice cu atenție calitatea produselor alimentare pe care intenționează să le cumpere și să le refuze pe cele cu termenul de valabilitate expirat sau pentru care există suspiciunea deteriorării conținutului, mai spun inspectorii ANPC. Totodată, aceștia anunță că vor intensifica controlele în această perioadă. Recomandă atenție la produsele alimentare care prezintă urme de mucegai, să facă o evaluare din punct de vedere organoleptic, în sensul în care trebuie urmărit aspectul, mirosul, culoarea produselor, deci produsul să miroase a proaspăt, să aibă o culoare specifică produsului respectiv. Din perspectiva protejării consumatorilor, atât a sănătății, securității, cât și a interesului tău economic, vom fi mult mai prezent în această perioadă în piață. Protecția consumatorului trage un semnal de alarmă și în privința cărnii și a produselor din carne, care de regulă sunt cele mai căutate în prag de sărbători. Achiziționarea acestor produse trebuie făcută doar din locuri special amenajate și autorizate, iar produsele trebuie să aibă ștampila de control sanitar veterinar, avertizează ANPC, care îi sfătuiește pe români să fie extrem de atenți și la proprietățile organoleptice ale produselor. Deși au rămas mai puțin de 3 săptămâni până la producerea efectivă a Brexitului, Uniunea Europeană și Marea Britanie nu reușesc să se pună de acord cu privire la ultimele detalii ale acordului comercial post-Brexit. După discuțiile eșuate cu președintele Comisiei Europene, premierul britanic Boris Johnson a declarat că șansele sunt foarte mari ca un acord comercial să nu fie semnat. De cealaltă parte, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a vehiculat posibilitatea unui Brexit fără acord, însă a precizat că înțelegerile trebuie făcute în baza principiului reciprocității. We have repeatedly made clear to our UK partners that the principle of fair competition is a precondition to privileged access to the EU market. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Londrei s-ar fi făcut deja o serie de concesii prin care Regatului Unit, chiar dacă nu va mai fi stat membru UE, i s-a prelungit accesul nerestricționat la piața unică europeană pentru alte 6 luni. The Commission has proposed 4 targeted contingency measures today. They provide a short-term fix to ensure basic connectivity in air and road transport for 6 months. We will decide on Sunday whether we have the conditions for an agreement or not. De cealaltă parte, premierul Boris Johnson a criticat în termen dur propunerile Uniunii Europene. It's a way of keeping the UK kind of locked in the EU's orbit in their regulatory. Ulterior, el a recomandat mediului de afaceri britanic să se pregătească pentru o ieșire din Uniunea Europeană fără un acord comercial, situație care ar afecta mai multe sectoare economice, precum transporturile, industria, turismul sau domeniul asigurărilor. It's now a strong possibility that we will have a solution that's much more like an Australian relationship with the EU than a Canadian. Negocierile cu privire la un acord post-Brexit au ca dată limită impusă de Regatul Unit ziua de duminică. În cazul în care până la acea dată nu va fi stabilit un acord, Londra a dat de înțeles că nu va mai negocia, chiar dacă Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Regatului Unit. Statele Unite sunt la doar un pas de a autoriza vaccinul împotriva coronavirusului dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech. Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite a susținut o ședință în cadrul cărora oficialii au fost de acord cu autorizarea de urgență a vaccinului dezvoltat de cele două companii. În ultimele zile, în Statele Unite au fost raportate între 200.000 și 226.000 de cazuri, ceea ce a dus la totalul de peste 16 milioane. În plus, va fi depășit și pragul de 300.000 de decese. Cu această informație punem punct aici jurnalului de la Fix. Urmează